Acest program este interzis persoanelor sub 18 ani. Salutare, salutare, Ștefan sunt! Salutare, Gogo sunt! Și bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Vapat. În episodul din această seară discutăm despre Shogun! 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 Cine a citit Shogun-ul să dea like acum? Și cine n-a citit să dea și like, să pare interesant să zică... Știi cu ce atomizor vine Shogun? Da, bineînțeles. Cu ce atomizor? Cu ăsta de mâna mea. Cum se numește? Katana, băi! Katana! Bă! Jos palaria! Frumos! Frumos! Da. Modul... Ce zice acolo? Important? Important sample from heaven gift. Auliu! Wow! Auliu! Important! O să vrea să-l publicăm și repede. O să vrea să-l zicem de bine. Băi, e foarte frumos modul. E foarte frumos. Și foarte mare. Și plasticul ăla... Bă, foarte mare. Și rezinul ăsta... Ce rezin, mă, plastic? Știm și noi cum rezistă. E plastic ordinar ăla. Bă, e foarte mare. Deci nu e frumos. E frumos. Așa. Te uiți la el de la distanță, zici, mamă, ce bine arată și câți megapixele are display-ul ăla. Display-ul ăla 2018, full color. 17. Am mai bine să-l arăt pe close-up. Nu zici, după da. După aia mai facem roast-ul modului. Salutare, prieteni, aici Gogo. Avem astăzi minunat mod iJoy Shogun și cu atomizorul Katana. Nu scrie aici, dar vă spun eu, pentru că l-am desfăcut înainte să văd ce este. Pachetul conține alte două pachete mai mici cu atomizorul și cu modul. Haideți să ne uităm întâi la atomizor ca să scăpăm de el. Un Clarogen TFV 8, TFV 12, ceva. Un clarizor mare cu rezistențe proprietare, rezistențe care nu seamănă cu nimic comercial. Așa că aveți grijă mare dacă vă cumpărați ăsta. Ce avem? Reglaj de aer avem. Încărcare pe sus. Oh, avem doar că se mută tot ăsta. Ok. Nu știu care sus e larg și jos e mic. Avem? Ia să vedem. Nu. Mă mir. Și cam atât. Hai să ne uităm și la rezistențe puțin îndeaproape. Asta este o rezistență single coil cu mesh. Iar cea din pachet... Ce fel de rezistență o fi oare? Ok, e o rezistență cu două meșuri. Un dual coil cu două meșuri. Da, interesant, nu vorbim despre Clearo pentru că nu prea avem de ce. Nu prea se găsesc rezistențe în România pentru el și până nu prea mă refer la... Nu se găsesc deloc. Modul iJoy Shogun. Pe cutie arată binișor. Haideți să-l vedem și în realitate. A fost deja desfăcut de mine. Hai să vedem aici. Avem, bineînțeles, un cablu braided, cablu bunicel pentru încărcare, manual. Nu intrăm în discuții. O hârtie să-și facă puțină reclamă. Și garanții. Au, și modul. Auleu, ce mod. Un mod mare. Un mod cu două baterii, 18650. Haideți să instalăm două baterii în el și să ne uităm puțin la ecran. Deci, asta cu minus în sus. Asta cu plus în sus. Bateriile astea intră la fix aici. Deci pe cât e modul de mare, eu zic că puteau să-i pună măcar baterii 20700, 21700. Verificăm mufa, o mufă 510 pe arc cu o cursă foarte lungă, o mufă corectă. Găuri de ventilație prin partea de jos, în caz că se întâmplă o nefericire și pleznește vreo baterie. Vă observ cauciucată, aș zice, pe aici, se simte cumva, sper să nu se facă urât de la masă, de la ceva.
Exteriorul, tablă de aluminiu polișat. Polișat așa cu model. Arată foarte bine. Arată foarte bine. Asta am mai văzut pe Istic Pico. Brush silver, culoarea asta, și arată mișto. Mufă micro USB, două butoane de ajustare plus și minus și butonul de fire. Butonul se simte frumos. N-aș avea o problemă cu el. Ok, am pus un atomizor pe el, hai să ne uităm puțin la meniu. 5 clicuri și l-am pornit, scrie foarte frumos Shogun. Ne citește atomizorul, ne dă acolo niște watts și niște volți. Și ne arată niște ohmi și un număr de pufuri și constatăm că este un mod care are 10 pufuri pentru că l-am resetat. 3 clicuri și am intrat în meniu, e bine cunoscut un meniu de iJoy. Trebuie să-l știți, de la capitan. P de la power, T de la temp, pod ăla. Am impresia că citisem eu pe net la un moment dat, simulează un pod. Da, practic îi dai câți volți vrei. 3 clicuri înapoi să vedem ce mai are prin meniu. Ah, ok, niște curbe de alea de power, de putere, TCR, știți ce e, da? Temp control, custom cu sârme care au un index de temp control și setări ceva. Putem să resetăm numărul de pufuri, putem să ne alegem timpul cât ecranul stă pornit. Power și plus. O să-mi dau jos atomizorul că nu vreau să fac o nefăcută și să-l stric, că e chiar păcat, mai ales că îl utilizez. Power și plus nu face nimic. Power și minus nu face nimic. Ambele apăsate nu face nimic, dar vă zic eu că blochează tastele. El nu vede că nu are atomizor. Cam ăsta e modul. Ușița bateriilor este foarte greu de accesat. Trebuie să ai niște unghii mai subțiri decât penseta asta ca să poți să o scoți. Și aici avem un design discutabil univ de la univers și cu o hartă a lumii. Și pe harta lumii aici, dacă vă uitați cu mare atenție, undeva aici la nâul ăsta e România și în jurul la V-ul ăla e China. Da? China, unde ai făcut modul ăsta. Și ăsta a fost iJoy Shogun. Și haideți înapoi să discutăm și cu Ștefan să vedem ce părere are și el despre minunatul mod iJoy. Mulțumesc că v-ați uitat. Close up, eu am fost Gogo, vă pup! Acum că am văzut Shogun-ul... Shogun-ul cu katana! Shogun-ul cu katana? Dar nu trebuia să fie samuraiul cu katana, că Shogun-ul parcă era șeful la samurai, nu? Era samurai șef, mă. Shogun-ul e samurai șef? Da, ăla, nu știu că nu am citit. Tu ai citit. Eu am zis că n-am citit. Nici eu n-am citit samurai. Pe cuvântul meu, dacă am citit eu vreodată. Eu stăteam pe Mirc pe vremea. Eu inventam țigări electronici. În China. În China. Cine crezi că i-a dat ideea lui Zomping ăla? Așa e. Așa e. Da. Am zis de rostul modului. Băi, este frezat dintr-o singură bucată de stainless. Asta. Nu există frezare, există tablă înduită. Există pe... e cenecist. E cenecist. Și cred că... Dă-mi un pic ăsta, stai așa. Nu, mă gândesc că culoare. Poate e vreo unealtă. Așa. Cu care să ridicem pisicii, mă zic, clapeta de la baterii. Nu există. Bă, ne-a pus o cheiță, e o cheiță, trebuie să fie o cheiță. Caut o cheiță în pachet. Nu zic, capacul ăsta e... Eu ce pot să vă spun despre atomizorul katana este că katana vine cu șervețele umede. Aici, în pachet, șervețele umede. Dale, de la KFC. Da, ca să-i aplici, să-i aplici folia pe sticlă. E pe folie pe geam. Da. Folie de sticlă din prima zi. De ce e așa mare? De ce? De ce? Ia uzi iJoy ce zice Fanny. Te întreabă.
De ce e așa mare? Asta e de la mine sau da, de la da, de la tine. E de la mine? Bă, da. Poate ne-a pus cheița de la baterie. Nu este nimic acolo, poți să cauți. Bă, ia uite un cauți degeaba, că m-am uitat și eu. Deci e un cablu braided foarte frumos ăsta. Da, ai. Și am mai auzit eu de cablu. Extraordinar au de scurt. Au întrebat ăia de la Anker. Au, unde faceți voi cablurile alea braided? Că super bune. E un cablu braided RGB. RGB, cum să nu? Hai, mai zi. Foarte plăcut la atingere. Da. Foarte mișto, îți trage și îți face o pereche de tangă cu cablu. Îmi place, place foarte mult cum se vede de pe din afară când nu-l țin mână, modul ăsta. Foarte. Îmi place cum se vede în poze. Îmi place, moare familia mea, îmi place să l-am. Și nu-ți dai seama cât de mare e. Și urât. Iar rășina aia, oh, oh. Care e un amestec de plastic, ei au zis așa. Erau, să zic cum s-a făcut rășina, Ștefan. Hai, vă zic cum s-a făcut, asta e cea mai tare. Deci era șeful de echipă, să-i spunem că îl cheamă Su. Su? Nu, cred că nu era Richard? Erau muncitorii, da. Care erau muncitorii din Factory de acolo, de la Shenzhen Factory Technology Co. Limited. Și stăteau acolo și le-a zis, băi, voi toți acum vă duceți aici, pe lângă fabrică, pe boscheți, până astea, și căutați doape de sticlă. Așa. Și s-au dus aia și a venit, care cât a putut, un buzunar, două, trei, și au făcut o găleată, două, acolo. Și au băgat ăla la foc și a amestecat puțin în el, s-au topit doapele și a ieșit ăsta, culoarea asta. Ești un idiot, la fel de mare ca și mine. Unul la mână. Doi la mână, noi suntem niște idioți mult mai mici decât ăștia de la iJoy, pentru că noi ne-am făcut modul ăsta atât de mare. Mă, te uiți la cum vin bateriile în el? Eu când l-am văzut prima dată, zic, băi, iJoy e 21700 la cât e de mare, mai ales că de-abia făcusem review la 1000 ăla. Care era puțin mai mare decât ăsta. Băi, frate, cu două baterii. Ăsta e doar 18650 și la fel de mare ca dragul. Dar măcar pe ăla l-am înțeles, că e mare, urât, pătrat și cum vrei tu. Ceva interesant este un mesaj ascuns de la chinez pe interiorul capacului bateriei. E univ. Univ, univ scrie frumos. Și este harta lumii, dar pe lat, așa, știi? Oare, eu cred că asta este un mesaj, cred că chinezii au impresia că pământul este plat. Asta e un mesaj subliminal, Ștefan. Ne place așa. Asta e un mesaj subliminal. Încât îl ambalăm la loc în timpul close-up-ului. Am făcut close-up-ul, am zis mai devreme. Nu, în timpul... A, filmărilor, da. Da. Și mai e o chestie. Modul Shogun, da. S-au făcut o carte despre el. Bă, dar uite cât de adânc e, frate. Păi da, normal. Dar de ce e așa adânc? Dacă vrei să transporti ceva pe el, e pentru contrabandiști. Deci modul e foarte mare, foarte greu. Capacul de la baterie se dă jos foarte greu. Deci magneții sunt buni. Nu, magneții sunt slabi, dar nu poți să bagi unghii aici să-l scot. Dacă n-ai unghii, ai belit-o. Nu mai schimbi acumulatorii. Display-ul, zine ceva despre display. Bă, display-ul e frumos și luminos. Frumos, chiar dacă luminos. E monocolor. A, nu e color? E un 2017 reușit. Am înțeles. Da, poate ăsta finish-ul, e un bun. Finish-ul de pe el, fără să mă cac, pe mine îmi place. Da. Brushed stainless ăsta chiar arată bine. Da. Fără doar și poate. Am văzut picol la fel, așa că nu e vreo da. Nu știu ce au vrut să facă ei cu chestiile astea, pentru că sunt foarte incomode, deloc ergonomic, modul e foarte mare și urât de ținut în mână. Nu știu, merge 800.000 de wați, ce are? N-are tot 200 de wați, adică... Te antrenezi? Da, mă antrenez, fac de-astea. Nu mai... Auzi, deci... E atât de expirată asta cu nori încât au ajuns expirate glumele noastre de pe tricuri. Nu, știu ci, nu știu. Tata, ca să vezi cât de mult mă interesez pe mine modul ăla. Bă, ești total neprofesionist. Eu în condițiile astea nu pot să lucrez. Da, păi eu zic așa, dacă tu nu poți să lucrezi da. Și eu învăț să fac cerculețe, da. Păi pune modul înapoi, da. Salutăm oamenii. Da. Strângem pe aici și plecăm și noi. Ai zis câți vați are pe close-up? Da. Câți? Are foarte mulți vați. Are 200 cel puțin. 180. Scrie cum pe o să aibă 180 așa de vați? Scrie pe display. Păi poate e dat la 180 de vați, că îl merge mai mult. Da, poate nu scrie pe el.
Vezi ce mă enervezi. Ce-l desfaci. Vezi ce mă enervezi. Să-i pun bateriile, Ștefan. Să-mi spui și mie cum desfaci capacul ăla de la baterii. Silica gel. Silica din China. Warranty. Asta ce e? Aia e cea mai importantă. Ceva amuzant. Ai joy. Ia vezi manualul. Poate e în română. Poate ți-au scris ceva. Ce medicament e? Mi-am luat și eu libertatea de weekend. Libertatea pentru... A, e ăla cu anunțuri. A, uite bă, al dracu Dragnea ăsta. Serba lui de porci. Power mode. Press the fire button 3 times to enter main menu. Press up down to switch P. Under the mode of power, the wattage range is adjustable from 1 to 180W. Hello my friends from China and welcome to the first English lesson with Mr. Stefan. He is your teacher. Hello everybody. I would like some Coke. Coke. Yes. Yes. He likes Coke a lot. I like very much. With his cousin Pablo. With my partner Gogo. Ne-am amuzat. Modul este prost. E prost. Este prost. Este plană. Prost. Hai proiectat. Să facem un thumb-up. Vrei să mai primești chestii de la IJoy? Da. Uite, IJoy a făcut și chestii bune. Cum ar fi? Capitan. Tot mare era și ăla. Da, de ce da, era da avea două baterii mari. 21700, era cam cât ăla. Mai ai capitanul pe acasă? Era mai mic decât ăsta. Mai ai capitanul pe acasă? Trăiești în România? Da. Fă o comparație. Au mai făcut IJoy ăla Limitless mod. Ăla frumoșel. Am mai făcut diamant, tot cu două baterii. Tot urât și mare era și diamantul. Era mai mic decât ăsta. Și asta e drept. Ce am mai făcut, mă? Revenger ăsta. Știu că, da, asta mi-a venit. Au făcut switcher? Sau nu i-au făcut switcher? Nu, e de la Vaporesu. Vaporesu switcher? Da, e dreptate. Au făcut și niște moduri. Și bun! Și a avut niște succes. Mamă, ce o să editez la clipul ăsta. Uite, vezi, ai pătat asta de transpirație. Deci cu sudoarea frunții ai scos acest review. Te droghezi? Oh. Atunci n-am nicio scuză pentru tine. Faci și sfârșitul și plecăm liniștiți acasă. Pa! Nu, facem sfârșitul frumos. A. Pa! Da, nu s-a fost sfârșitul, gata. Da. Așa vrei? Da, ce-ar nu-i frumos?